Călin și un câtean directorii de la ambient. În urma conferinței care a avut loc la Sibiu, ați implementat de în propria organizație la încarcere? Au fost, da, răspunsul e da, și concret. Am, pe baza materialelor de la conferință, am transmis colegilor mei, în primul rând, nouă de aici, ceea ce a văzut aici, ceea ce mi s-a părut interesant și a fost primul pas. Și am început să folosesc materialele de aici. Concret, am făcut harta strategiei, am făcut un scorecard de performanță, dar mai mult decât atât, am început în activitatea de zi cu zi să fundamentez mult mai bine și să documentez altfel, diferit, indicatorii de performanță. Iar modul în care am început să transmit echipei și colaboratorilor lucrurile legate de management de performanță a fost diferit. Diferit în sensul, a fost la un alt nivel mai profesionist. De ce ați recomanda evenimentele sau conferințele pe tema management de performanță pe scorecard? Păi le-aș recomanda și le recomand pentru că consider că în management pe orice nivel, capacitatea de a înțelege noțiunile de bază măcar de care se discută managementul performanței și de a aplica tehnici, metrici, de a înțelege rolul unui sistem de management al performanței și legătura lui cu sistemele informatice e esențial. E clar că nivelul de înțelegere a managementului performanței e relativ redus dacă se compară cu piețele dezvoltate și de asta aș recomandă pentru creșterea nivelului de înțelegere și de implicare în managementul performanței. Considerați beneficii astfel de evenimente din punct de vedere al networking? Cu siguranță le consider beneficii pentru că oricum comunitatea practicienilor și experților în managementul performanței e relativ redusă. Know-how-ul în managementul performanței în momentul ăsta vine pe calea companiilor multinaționale. În România, practic, se cascadează sisteme de management al performanței dezvoltate și create și dezvoltate afară, în companiile multinaționale. Cu cât comunitatea practicienilor și experților din România va crește, cu atât mai mult și companii românești se vor dezvolta, dar și consultanți români în management de performanță vor fi mai puternici. Ăsta e motivul pentru care networking are sens. După conferința de anul acesta, plecați cu idei pe care doriți să le implementați în propria organizație? Da, în primul rând plec cu ideea necesității creșterii notorietății Balance Scorecard în compania ambient și am un plan ca să contribui la asta și plec cu ambiția de a începe anul 2013 inclusiv partea de bugetare, dar mai ales partea de planificare strategică folosind managementul performanței folosind Balance Scorecard.